Slăvit să fie Domnul, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bine ați venit la un cuvânt de suflet. Astăzi am vrea să aducem un cuvânt de încurajare și mi-am intitulat mesajul scurt: oriunde ai fi, oricât de greu ți-ar fi, există nădejde și pentru tine. Voi lua un verset din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, unde scrie așa: Petru a zis, Tabita, scoală-te. Este vorba de o femeie credincioasă pe nume Tabita, care confecționa cămăși pentru femei văduve. S-a întâmplat că a murit. Dumnezeu îl trimite pe Petru și Petru strigă și o cheamă: Tabita, scoală-te! Tabita învie. Și Petru scrie Scriptura, udă sfinților și văduvilor. Poate spui, la ce bun că am făcut atâta bine, am ajutat atâția oameni, am încurajat atâția oameni, oare știe Dumnezeu de asta? Nu uita, în conturile lui Dumnezeu, în analele lui Dumnezeu, niciun pahar de apă rece dat în numele Lui nu rămâne nerăsplătit. Da, Dumnezeu știe. Tabita a murit și când a avut cea mai mare nevoie de Dumnezeu, Dumnezeu l-a trimis pe Petru să o învie. Când vei avea cea mai mare nevoie de Dumnezeu, la momentul potrivit, va trimite îngerul Lui să te izbăvească. În 1989, undeva în Armenia, a fost un cutremur foarte puternic, foarte puternic. Au murit mii de oameni. O școală cu 300 de elevi a fost înghițită de acel cutremur. Au venit părinții și spuneau: aici a stat băiețelul meu, aici a stat fetița mea. Printre părinți a venit și un alt părinte și a spus: aici locuia, aici era locul lui Emanuel. Dar el n-a venit ca ceilalți, doar cu mâinile goale. A venit cu sapa, a venit cu târnacop, a venit cu lopata și a lucrat o oră, două, după 10 ore a dat un perete sub care erau 10 copii încă în viață și a strigat așa: Emanuel, ești acolo? Și Emanuel a spus: eu am știut că tata nu mă lasă, eu am știut că tata vine până la mine, sunt aici, tată, te aștept să mă scoți din dărâmături. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealul, spune Domnul. Dragostea mea nu se va muta de la tine. Cu niciun chip n-am să te las. Cu niciun chip n-am să te părăsesc. Când vei avea în momentul cel mai greu, Dumnezeu va veni la tine. Există nădejde pentru tine. Dar mai spun ceva. Indiferent cât de puternic te simți, va trebui să rămâi singur doar cu Dumnezeu. Scriptura spune că Petru a scos pe toată lumea afară și a rămas Tabita cu Dumnezeu și cu Petru. Indiferent cât de puternic ești, noi nu putem da mai mult la alții decât noi primim. De aceea, fă-ți timp, dacă simți că ești la capătul puterilor, să te oprești și să ai un timp cu Dumnezeu, să te întorci la liniște, la meditație, la rugăciune și roagă-L pe Dumnezeu să te retasteze El, să te învioreze El, invită-L în viața ta. Se va întâmpla. Și alți oameni lui Dumnezeu au trecut pe unde treci dumneata. Invită-L. Fă-ți timp să stai cu Dumnezeu. O oră, două, trei, să-L asculți, să-I vorbești, să deschizi inima și să spui: Doamne, uite unde am ajuns. Ai milă de mine. Oriunde ai fi, cu Dumnezeu există nădejde. Și El va da speranță, îți va da viitor, va spune morții: mai așteaptă, că și omul acesta am de lucru.
Există nădejde și pentru tine. Prinde-te Dumnezeu și slujește pe El și te va binecuvânta. Vă mulțumesc!